În orice cartier din Ploiești ai merge, este imposibil să nu te izbească imaginea tomberoanelor și containerelor arhipline și a deșeurilor menajere depozitate lângă acestea. Primarul Adrian Dobre, exasperat de numărul mare al reclamațiilor împotriva operatorului de salubritate, a amenințat că va cere Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI rezilierea contractului cu Rosal. Conducerea ADI, asociația care se ocupă cu monitorizarea îndeplinirii obligațiilor contractuale ale operatorului de salubritate, ne spune că principala cauza mizeriei de pe platformele de gunoi este aceea că ploieștenii produc mult mai multe deșeuri. Față de anul trecut, cantitatea de deșeuri menajere ridicată de la ploieșteni a crescut cu 50%, conform datelor reprezentanților ADI, fapt care denotă o creștere a nivelului de trai. Doamna director, primarul Adrian Dobre a spus că o să ceară ADI-ului rezilierea contractului cu Rosalu, fiind nemulțumit de prestația și de calitatea serviciilor prestate de către aceștia. A ajuns la dumneavoastră o solicitare în acest sens? O solicitare scrisă, nu. Dar ați avut discuții? Am avut discuții și a spus, deci la ședința pe care am avut-o acum 2 săptămâni cu RASP-ul, Serviciul de Salubrizare din cadrul primăriei, operatorul și domnul primar, la finalul ședinței a afirmat că dacă nu se va remedia colectarea, va cere rezilierea contractului. De unde atâta mizerie, de unde atâta ghene arhipline cu deșeuri, depozitate pe lângă ghene? Sunt foarte multe astfel de cazuri semnalate de cetățeni cât și de mass media. De unde atâta gunoi? S-a mărit cantitatea de deșeuri? Cantitatea de deșeuri generată s-a mărit, probabil și din cauza creșterii nivelului de trai. Dar, deci, în urma monitorizării, operatorul, sunt anumite zone unde a mărit frecvența colectării sau a mai pus încă un container lângă cele existente. Dar, cu toate astea, încă sunt platforme unde poate ar trebui ridicate și de 3 ori pe zi sau nu-mi dau seama. Deci de bine sunt ploieștenii până la urmă că produc prea mult gunoi, nu? Nu este așa. Nu, nu este așa. Atunci, care ar fi soluția pentru a rezolva această problemă a deșeurilor? Din punctul ADI-ului de vedere, chiar dacă... Mărirea frecvenței. Eu așa o văd. Deci mărirea frecvenței colectării. Și cine trebuie să ia decizia asta? Cine trebuie să ia decizia? Deci noi ca aparat tehnic și am dat această măsură în urmă cu câteva luni. Înseamnă că trebuie să procedați la o mărire a măririi. O mărire a măririi, deci de la 2 colectări poate să trecem la 3. Referitor la monitorizarea Rosal, aceasta este aproape imposibilă pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Prahova, având în vedere faptul că există doar un singur angajat al acesteia care verifică modul de colectare a deșeurilor din întreg Ploieștiul. Potrivit primarului Adrian Dobre, una dintre explicațiile pentru gunoaiele abandonate în diferite locuri din Ploiești ar fi aceea că există 50.000 de persoane care nu au încheiat contracte cu operatorul de salubritate. În acest sens, directorul adjunct al ADI spune că nu este vorba despre contracte neîncheiate, ci despre persoane care nu au fost declarate ca locatari ai gospodăriilor. De exemplu, la 15.802 case din Ploiești, numărul persoanelor taxate a fost de 30.740, cele mai multe case declarând unul sau maximum 2 locuitori. În schimb, Rosal se plânge că nu a reușit să încheie contracte în zonele problematice ale Ploieștiului, Bereasca, Mimiu și Radu de la Afumați, solicitând în nenumărate rânduri sprijinul poliției locale pentru a intra în acele zone.